Un focar de infecție a fost declarat la secția de obstetrică și ginecologie din Drobeta Turnu Severin. După ultima testare epidemiologică, mai mulți angajați din cadrul secției au fost depistați pozitiv cu SARS-CoV-2. După ultima testare la secția de obstetrică și ginecologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență din municipiul Drobeta Turnu Severin, Direcția de Sănătate Publică a declarat focar de infecție. Mai mulți angajați au fost infectați cu SARS-CoV-2, este vorba despre un medic, doi asistenți medicali, dar și doi infirmieri. Aceștia au contactat virusul în comunitate, nereprezentând niciun simptom COVID. Noi suntem unul din spitale, cred că printre puține în România, care ne facem propria testare a personalului periodic. Astfel, printr-o testare periodică la nivelul secției de obstetrică ginecologie, s-a depistat un medic, doi asistenți, doi infirmieri. Practic, peste trei cadre se numește focar. Dar, în urma anchetei epidemiologice, s-a constatat că toți au fost infectați din comunitate. Nu a fost un focar intraspitalicest. Starea celor infectați este bună, ei sunt practic asimptomatici. Totodată cu această testare am testat încă o dată toate mămicile care au fost internate și toate cazurile de ginecologie, nimeni nefiind depistat cu infecția SARS-CoV-2. În acest moment, personalul medical infectat se află în izolare la domiciliu. În cele din urmă, mamele internate în cadrul secției au fost și ele testate nefiind confirmate pozitiv cu SARS-CoV-2.